Sănătatea este o bogăție pe care o prețuim doar atunci când o pierdem. Mai multe persoane de la Biserica Adventistă de ziua a șaptea, specializate în a promova modul sănătos de viață, au mers în satul Roșietici, Raionul Florești, pentru a aduce la cunoștință oamenilor despre păstrarea sănătății. Tinerii au fost primiți cu plăcere de oamenii din sat și de conducere. Eu cred că este foarte binevenită, mai ales la timpul de astăzi, fiindcă, după cum vedeți, tradiționalul care este aici este o expoziție a sănătății care mizează anume pe medicina tradițională și nu pe medicamente, da. Ținându-se cont de această expoziție, în satul Roșiedici au fost și oaspeți de la Chișinău. Am venit pentru a participa la o activitate socială organizată în această comunitate pentru promovarea modului sănătos de viață. În mediul populației știți că astăzi tot mai mulți și mai mulți cetățeni în țara noastră se plâng de tot felul de boli și dureri. Multe din ele se trag din faptul că prea puțin cunosc despre propria sănătate și prea puțin preț pun pe propria sănătate cetățenii noștri. Dar pentru a cunoaște trebuie cineva să te ajute, să afli, să înveți. Și deci astăzi avem o acțiune unde tineri care au o bună pregătire au venit să vorbească oamenilor despre respirația corectă, importanța alimentației corecte, importanța odihnei, când, cum trebuie să te odihnești. Toate puse împreună te ajută să fii mai sănătos. În urma acestei expoziții, oamenii și-au creat diferite impresii. Expoziția consider că este foarte binevenit, fiindcă informează oamenii despre niște reguli care ar trebui să le respecte conform regulilor de sănătate, în domeniul alimentației, odihnei. Și prin faptul că facem unele lucruri care nu știm că nu le facem corect. Și atunci informația rezolvă mai mult decât ce aici facem noi. Este o expoziție binevenită, deoarece populația este preocupată, nu chiar aș zice că 100% de sănătate, așa, sănătatea o lăsăm mai la ultimul plan și aici este informații care mulți nici nu cunosc și chiar se dă mai nu prea mare atenție, chiar și cu alimentația, chiar și cu somnul, chiar și cu unele așa probleme de igienă, tot. Și cred că este binevenit pentru populație. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, nu o neglijați. Când veți avea nevoie de ea, va fi prea târziu.